Bună tuturor, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. M-am gândit să fac un video în care să vă arăt colecția mea de rujuri și lipsticuri și haideți să încep. Începem de la preferatul meu și este ăsta de la MAC. Este ăsta de la MAC din colecția lui Ariana Grande. Se numește Retro Matte Liquid Lip Color Divine Divine. E roz mat și ăsta este foarte bun, rezistă pe buze, nu, se usucă un pic, dar nu exagerat. Îmi place. Un alt ruj am de la MAC, l-am pe ăsta, care este Diva. Și o să facem un pic de swatch, da. Este ăsta. E grenea. După care tot de la MAC este Matte Pink Neveu. Este foarte mat și e roz, așa. Tot de la MAC este Matte Rubiu. Ăsta este mișto de tot. Mai avem tot de la MAC Rush Red, care e super. Și astea rezistă o grămadă pe buze. Hidratează destul de bine. N-am ce spune de ele, sunt foarte bune. Astea sunt tintele de la Wycon. Mai am unul, dar nu reușesc să-mi dau seama unde este. Îl văd pe aici. Am numărul 21. Este ăsta clam, așa. Vedeți? Asta. Foarte... Tintele astea de la Wycon rezistă pe buze, se usucă, dar la un moment dat să ia de aici din mijloc. Și eu, ca să rămân așa, îi dau cu un luciu din ăla transparent. Aici am numărul 12, este mov. Asta, așa. Și mai am numărul 02, care este mai natural, așa, maroniu. Mai aveam unul, nu știu unde este. Bine. Ok, trecem mai departe. Ce mai avem pe aici? Ăsta e un ruj de la Eye Style Lipstick. Este un roz portocaliu. Ăsta îmi place mult de tot pentru că hidratează mult pielea. Este numărul 27. Hidratează foarte mult pielea, dar nu rămâne pe buze. Dar e o culoare destul de moale și delicată, care poate să și șteargă, adică poți să ți-l dai iar. Aici am rujul de la Urban Decay. Numărul, nu are număr ăsta, este Rock State. E grena. Uitați așa. Morto Rock. Și ăsta rezistă o grămadă pe buze, hidratează, e bun. E destul de acceptabil, îmi place la nebunie. Aici avem un ruj de la Rimmel. Este numărul 600. Peach Beach. Pesc. Piersic. Și este și ăsta tot pe portocaliu.
când avem părul roz, mov, nu se potrivea portocaliu ăsta cu el. Trecem mai departe, aici am un ruj de la Pupa, numărul 405. Este roz din ăsta puternic, așa. Astea de la Pupa nu rezistă pe puze, e ăsta. Se colorează, nu se poate, dar când mănânci, să ia. Nu e chiar strălucit, așa. Aici am... Semnul cu rujurile. Aici am un ruj de la Max Factor. Este numărul 60. Este un fel de roz grena, auriu, așa, are multe chestii de astea. Și ăsta este foarte bun. Rămâne o grămadă pe buze. Uitați, este super, 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 super. Stați liniștiți că o să ajung și la Dale, care nu e bun nimic. Aici mai am unul tot de la Rimmel. Este numărul 38. Este mai nude și să ia imediat după buze. LA Colors. Avem Lip Trio și e în 3 culori. Nu e cine știe ce, pentru că ar fi trebuit. Mai departe, aici am un ruj, tot așa natural, de la Glamour Lipstick Anytime, de la Wycon. De la Wycon. Dacă m-am mai șters pe aici. Și e nude. Nude. Mai departe, aici am un ruj de la Debbie. Este numărul 13 și este roșu grenat. Asta nu rămâne pe buze mult. Hidratează o grămadă, dar se șterge, se șterge repede, nu e chiar bun așa. Mai departe, aici am un ruj de la Chanel. Este numărul 05. Este roșu foarte deschis, cam chiar portocaliu. Asta rezistă o grămadă de buze. Ce mai avem noi pe aici? Mai am un ruj de la Kiko. Este numărul 03 și ăsta este tot roșu. Cred că v-ați dat seama că îmi place roșu. Departe. Cred că video-ul ăsta să dureze vreo 3 ore. E, am un ruj de la Mulac. Este numărul 22. Și este un roz foarte retro, foarte anii 70, așa. Care nu poți să-l pui singur, că zici că ți-ai dat cu ochii pe buze și nu arată bine deloc. Mai avem aici o opsea de buze, este roz, tot de la Kiko, numărul... Nu știu ce număr este, dar este roz. Și asta rămâne o grămadă de buze. Da. O să termin. Aici, tot din aceeași colecție de la Kiko, am și pe roșu. Da, se drena așa. Ce mai avem aici? Încă un ruj de la Mulac. Ăsta este unul dintre preferații mei. Este
Miroase și bine și este mat și un roșu mai deschis și cu pielea albă, așa pune în evidență, dar nu se poate, arată bine de tot. Este 16 Lady Mary și rezistă pe buze, hidratează buzele, e super. Nu ți se strânge pe aici, e ca lumea. Îmi place la nebunie. Aici, ăsta e nou, de la Kiko. Este Io Mirage Lipstick. Este o colecție limitată și este un grena și este un grena roșu. Aici am un ruj de la Deb, de la Essence, în sfârșit un ruj de la Essence, care este roz. Și asta nu, îl dai pe buze așa, dar nu e prea bun. Că ți se strânge pe aici, pe la marginea gurii și îți vine pe face așa și ți se întinde pe aici. Și, mai am un ruj de la Elf, care cred că, nu știu dacă l-am folosit vreodată, este roșu, uite așa frumos este. Dar tot nu rezistă, adică, da, uite, mi l-am dat, e mat, dar nu o să șterge, nu ține mult. Ce mai am? A, mai am un ruj de la MAC, Matte Flat, este un vișiniu mov, așa, ăsta, e frumos și ăsta, îmi place, vezi, uit de ele că le-am pe aici. Am aici o mostră de la Yves Saint Laurent, care mi-a trimis-o Manuela, de pe canalul Manuela Mihalcea, ea este o scumpă, și mi-e milă de el să-l folosesc și îl țin așa de frumusețe. Mai am un ruj de la Kiko, numărul 92, este așa, cum îi spune, nude. Și asta e numai așa de hidratare, nu rămâne pe buze. Și ultimele două din rujuri sunt astea de la NYX, care mie nu-mi place deloc. Îmi place numai culoarea. Culorile sunt, dăm să poate, ăsta aici arată ce lucios este, dar să ia numai decât trebuie să stai, e mereu să te să ți le aranjezi. Și mai e ăsta care e mai roșu, mai roz. Și astea sunt rujurile. Să trecem la lipsticuri. Am aici ăsta de la Kiko, care e cel mai bun dintre toate, cred eu, pentru că are partea asta care se face mat și se usucă și imediat după aia trebuie să dai cu ăsta și rezistă pe buze o grămadă. Eu am, deci e double touch, am numărul 102. Mai am numărul 109, care este roșu mai portocaliu, mai deschis, și mai am 112, care e roșu închis. După care, de la Nabla, am ăsta făcut din creion așa, rezistă o grămadă pe buze ăsta și e rozaliu, este mișto, dar costă un pic cam mult pentru ce fac eu. Am aici un lipstick de la Anastasia Beverly Hills, dar cred că este un fake, pentru că miroase urât. Și pe buze e ceva oșen. Poate am greșit eu culoarea, dar cred că mi l-au vândut ca un fake. Este numărul pastel pink, dar nu știu, nu-mi place deloc. E ciudat. Ce mai avem aici? Am preferatele mele, care le-am cumpărat după ce am văzut video la Nina Makeup Artist. Și am numărul de la Sephora, numărul 10, care este portocaliu și el, nu se poate pe buze, rămâne ca lumea. Hidratează. Eu, ca să fiu sigură, iau
ăsta transparent de la Kiko și îl dau peste și rezistă, nu se poate, dar chestia e culoarea, culoarea e super. Și îl am pe ăla portocaliu și ăsta roz. Acum că vine vara, toți ne dăm cu culori de-astea aprinse. Am aici niște creioane de la NYX, care sunt astea trei. Le-am de mult pe aici, am 130 care e mai movaliu ăsta. Nu, 31. Am numărul 40 și numărul 51. Astea sunt niște creioane de buze, așa, pentru cine să-ți dai mai repede, așa, să scap mai repede, dar nu rezistă mult. Hidratează bine buzele, dar nu rezistă mult pe buze. Mai am unul care l-am folosit o grămadă de la Elf. Miroase de nu se poate. Miroase a ceva dulce, a mâncare, a căpșuni și e roșu și se face cu chestia asta și asta rămâne o grămadă pe buze. L-am luat la 1 euro după site-ul la mai Miss Diva, Miss Diva. Mai am încă unul, încă un creion din ăsta gros de la NYX care este roz și este numărul 22. Asta e așa ca să ai buzele moi. Mai am un de la Sephora care este, e un fel de roz cu ceva uriu în el. Ce se vede? E mișto pe buze, să dea lumină, așa e ca lumea. Mai am unul de la NYX care e numai roz. Și e un lipstick, nimic deosebit, asta, roz. Mai am, mai am un creion de la Kiko, care câteodată îl dau pe dedesubt ca să-mi rămână rujul ca lumea, scrie bine, este numărul... numărul 04. Creioanele astea sunt, nu se poate că nu se șterg. Și ăsta e ultimul de la Clean Color Keepsake Kiss și miroase de nu se poate. E roz. Și sper că nu v-am plictisit cu acest video. Astea a fost colecția mea. Sunt o grămadă, o grămadă care nu o să am timp niciodată să le folosesc. Și sper că videoul v-a plăcut, nu uitați să dați un like și ne vedem la următorul video. Ciao, ciao!